Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutura, a anunțat că pe statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare din Parcul Șipote va fi amplasat un panou luminos pe care va fi înscris numele domnitorului. Panoul va fi așezat pe latura dinspre piața centrală a Sucevei. Nu-i pus în valoare luminos, nu-i pusă statuia în valoare bine și scris mare cu litere așa, am zis noi cam de, ar fi pe o lungime de 3 metri și o înălțime de jumătate de metru, Ștefan cel Mare. Dar întâi să punem în valoare puțin și calul și călărețul. Mai mult, șeful administrației județene a propus construirea unei telegondole cu care să fie parcurs drumul din centrul Sucevei până la cetatea de scaun. Primarul Ion Lungu a explicat că distanța ar fi prea scurtă și că un traseu mai potrivit ar fi de la cetate până la mănăstirea Zamca. De ce nu să ne gândim în viitor și o telegondolă, că sunt la mod acum, care să te aducă din oraș, din piața centrală până aici, să vizitezi și cetatea și să fie un loc de agrement pentru Suceveni. Telegondola, am luat inițiativa, mai din păcate, domnul președinte, sunt două aspecte care trebuie să discutăm. Timpul de, e foarte mică distanța. Deci timpul este până într-un minut și nu se merită, nu este rentabilă. Ar fi o soluție să, eu știu, să vin de la cetatea Zamca, din acela de Zamca până la cetatea de scaun. Aceste investiții ar urma să fie realizate după ce parcul Șipote va fi trecut de la Regia Națională a Pădurilor în proprietatea municipiului Suceava și administrarea Consiliului Local.